Ascor Iași, așa cum toată lumea cunoaște Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Iași, împlinește anul acesta 30 de ani de la înființare. Noi am mai vorbit aici despre Ascor Iași, chiar în emisiunea trecută am vorbit despre cele trei case pe care asociația le-a construit deja pentru familii cu o situație materială dificilă. Am vorbit despre evenimentele pe care Ascor Iași le organizează și aș face aici o paranteză, aș aminti două extrem de importante, două evenimente, ambele cu scop umanitar. Este vorba de primul concert organizat în online în stare de urgență, precum și primul concert organizat cu public după stare de urgență. Ascor Iași a fost asociația care le-a organizat. Am vorbit, desigur, și despre conferințele pe care le organizează, despre pelerinajele, căci nu e așa cu tineri, despre tineri entuziaști, oricând cu drag, dacă vrem să întrezărim, măcar parțial, cum va arăta viitorul, este bine să ne uităm la tinerii de astăzi. De aceea, astăzi îl avem invitat la acest moment aniversar pe Emanuel Buta, președintele din ultimii 6 ani ai Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Iași. Emanuel, bine ai venit la Ferestre Către Suflet și la mulți ani și felicitări pentru activitatea desfășurată până acum. Bine v-am găsit, mulțumim mult! Cum e asociația în momentul de față? E la fel de tânără ca acum 30 de ani, în anii 90? Personal, nu știu, pentru că nu am fost în anii 90. Chiar am observat că dintre voluntarii noștri suntem în momentul de față 150 de voluntari activi, chiar dacă este stare de pandemie, totuși avem activitate. Nu sunt care au 30 de ani, asociația are 30 de ani, astfel încât noi moștenim conducerea și gestionarea unei asociații care este mai în vârstă decât noi, are o experiență mai mare, astfel încât foarte multe persoane au fost aici și mai ales părinții noștri, pentru că și părinții mei s-au implicat, mai ales tata la partea de cor, a fost dirijorul corului în anii 90 pentru o perioadă și atunci este o conexiune foarte mare și simțim că avem rădăcini adânci. Acest lucru ne leagă de cei care au fost în anii 90, cu cei care suntem astăzi și simțim această frumoasă responsabilitate pe umerii noștri. De aceea cred că este la fel de tânără. Poate s-au schimbat câteva lucruri, pentru că în anii 90 nu stătea lumea pe telefon non-stop, acum cam așa se întâmplă, mai ales tinere, dar și aceste lucruri fac parte din viața omului și trebuie găsite o soluție și la aceste probleme. Atunci erau anumite lucruri, acum sunt altele. Tu ce vârstă ai? În ce an te-ai născut? 26, în 1994. Deci ești mai mic cu 4 ani, să zicem așa, decât Ascor Iași. Ce evenimente pregătiți anul acesta cu prilejul acestei aniversări? Pe de o parte, la nivel național, pentru că suntem 18 filiale în țară Ascor, aveam planuri mari, chiar din 1 ianuarie. Pe plan local aveam de asemenea planuri mari, vrem să facem o întâlnire cu foștii ascoreni, dar iată că acestea nu mai sunt posibile, astfel încât ne axăm acum în prezent pe o carte, o publicație, în luna decembrie, când s-a și înființat asociația în 1990, astfel încât poate și o carte este mult mai importantă decât un eveniment la care lumea vine și pleacă, pentru că această carte va rămâne cu mărturiile foștilor ascoreni și, bineînțeles, cu mărturii din partea altor persoane care au avut conexiune cu asociația. Aceasta va avea un tiraj stabilit deja? Se va găsi? Unde va putea fi găsită? La editura Doxologia, cu binecuvântarea înalt preasfântului Părinte Mitropolit Teofan, va fi la editura Doxologia și, bineînțeles, va putea fi achiziționată de oricine dorește. Da. Îmi spuneai că se regăsesc în această carte o seamă de mărturii. Cine anume va scrie în această lucrare? Cartea este structurată în acest mod. Primele texte vor fi din partea anumitor persoane care au avut legătură cu asociația în mod direct, cu Ascor, filiala Iași. Și aici menționez până la preasfințitul Părinte Mitropolit Iosif, pe preasfințitul Părinte Macarie, Părintele Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie, Părintele Ioan Cristinel Teșu, prodecanul Facultății, de asemenea Părintele Profesor Petre Semen și Părintele Constantin Necula, care a fost invitatul nostru nu doar la ITO, la cel mai mare eveniment la care și noi am fost organizatori, ci la foarte multe alte conferințe, urmând ca după să fie un
text al Părintelui Arhimandrit Nicodim Petre, care a fost parte din conducerea asociației, care acum în prezent este îndrumătorul ASCOR Filiala Iași, va avea un text care va include și o componentă despre misiunea bisericii prin intermediul tinerilor, iar apoi vor veni mărturiile președinților ASCOR din 1990 până astăzi și, bineînțeles, alte câte 2-3 persoane din fiecare mandat care ne vor prezenta mărturiile lor. Se știe câți președinți au fost din 1990 până astăzi? Cred că 14, la ultimul calcul, am făcut cândva, îi știu după nume pe toți, dar cam așa cred că ar fi, da. Cu pune o perioadă mai lungă, alții o perioadă mai scurtă, dar au rămas totuși în această arhivă și fiecare dintre ei va avea mărturie. Poți să-mi spui câteva nume? Mă gândesc că poate mulți dintre ei sunt persoane publice pe care toți îi știm. Cu siguranță, primul președinte la ASCOR Filiala Iași a fost domnul Marian Grosu, care 5 ani de zile a fost președinte, mai ales la început, când a fost un moment foarte important. Apoi părintele Sorin Mihalache, de asemenea, a fost președinte. Apoi părintele Cornel Elisei, părintele Gheorghiță Mihăilă, părintele Ioan Puiu și părintele Cătălin Puiu, cei doi frați, care de asemenea sunt, părintele Ioan Puiu este coordonator departamentul de tineret. Apoi Dimitrie Barabulă, Dorin Bostan, Marius Pavel și în ultimii 6 ani am venit eu. Astfel încât vedem că fiecare dintre ei nu s-a oprit din activitate. Majoritatea continuă ceea ce au început la ASCOR, sub o formă sau alta, și acum în prezent. Ce înseamnă să fii membru ASCOR? Este obligatoriu să fii student? Este obligatoriu să fii student la o anumită facultate? Nu, pentru a fi membru ASCOR trebuie să fii student, pentru a fi voluntar implicat în organizare. Ca participant poate oricine să participe la evenimentele noastre, dar nu ține de o anumită facultate. Chiar poate cei mai puțin sunt de la teologie la noi, pentru că acum este și colegiul Sfântul Nicola, este și societatea studenților teologi, astfel încât la noi vin studenți creștini ortodoxi de la toate facultățile, astfel încât și noi, de exemplu, și eu sunt la teologie, de multe ori ne mirăm cum studenți de la medicină, arhitectură, care au foarte mult de învățat, sunt mai prezenți aproape decât noi la evenimente și în partea organizatorică. Au un spirit de sacrificiu absolut uimitor, studenții de la alte facultăți și studenții la teologie, dar de multe ori nu ne așteptăm la ceilalți din afară să aibă așa o implicare în viața bisericii. Până la urmă, absolut nimic nu fac pentru ei, ci pentru cei din jur. Este foarte interesant. Am trăit cu impresia multă vreme că membrii ASCOR sunt doar studenți la teologie. Ce anume regăsesc ceilalți studenți de la alte facultate? Ce anume îi atrage a fi membru în ASCOR? Acum, fiind și de o perioadă, să spunem, de 6 ani, oarecum mare președinte, m-am întrebat de multe ori de ce poate la Iași reușim ușor să adunăm mulți tineri ca voluntari, în comparație cu alte organizații, poate cu alte filiale. Am încercat să caut un răspuns și am găsit unul, pentru că tinerii care vin în Iași sunt deja formați în parohii. Se lucrează intens în parohiile din zona Arhiepiscopiei Iașilor, cele 1200, dacă nu mă înșel, astfel încât atunci când vin în Iași știu ce înseamnă o conferință, știu ce înseamnă să faci parte dintr-un grup, preoți au grijă de ei îndeaproape și ei când vin la facultate sunt deja formați. Pentru noi este foarte ușor să lucrăm cu studenți care deja au organizat tabere, evenimente, au fost la Nemțișor sau la alte activități importante în zona bisericii, astfel încât introducerea aproape că nici nu mai este nevoie să o facem și ei, la rândul lor, primesc sfatul de la preoții din parohii că atunci când mergi la facultate să te înscrii la ASCOR. Și de aceea, acesta este unul din răspunsurile pe care mi le-am dat cu privire la această, să spunem, dinamică în zona Iașului, că sunt evenimente la care participă sute sau chiar mii de tineri, de studenți, într-un mod foarte ușor și chiar când facem apelul pentru voluntari, se înscriu 150-200, oameni foarte, foarte buni fiecare dintre ei. Ce înseamnă ASCOR Iași în peisajul ONG-urilor? Și pun această întrebare știind că de-a lungul anilor ASCOR Iași a primit foarte multe premii, nu doar la nivel local, ci și la nivel național, pentru unele evenimente pe care le-a organizat. Așa este, avem numeroase premii la nivel local, la nivel național, mai ales pentru ceea ce a ținut de evenimentul ITO, la care noi am format 600 de voluntari timp de un an de zile, cu multe proiecte câștigate, de asemenea cu proiectele cu casele, cu aceste 3 case de acum, începând a 4-a în această perioadă de 2 ani pe care am reușit cu ajutorul Dumnezeu să le construim.
Iar în ceea ce ține de relația cu celelalte organizații, personal am făcut parte dintr-o federație, Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași, timp de un an de zile, o federație care a implementat programul de capitale a tineretului. În prezent sunt parte din Federația Volum, din conducerea Federației Volum, și această funcție de conducere dintr-o federație pe plan local și una pe plan național m-a făcut să intru în contact pe plan local aproape cu toți președinții din organizațiilor din Iași, pe plan național mai puțin, dar știu foarte multe detalii despre organizațiile care activează în țară. Și atunci, pe de-o parte, mi-am dat seama că nu sunt doar probleme doar la Scoria Iași, credeam că poate doar noi avem anumite probleme sau chestiuni organizatorice. Pe de altă parte, mi-am dat seama că putem colabora chiar foarte ușor. Am avut uimirea să întâlnesc studenți, președinți al unor organizații importante. Când am mers în team building-uri, un student a întrebat pe cel care ne-a servit la masă dacă prăjitura este de post, pentru că era postul Crăciunului. N-am întrebat eu dacă este de post prăjitura, am întrebat el, care era președintele unei organizații, nu de la Facultatea de Teologie. Și atunci am fost impresionat. Și sunt foarte mulți care sunt apropiați de biserică, sufletește, își fac activitatea foarte bine în domeniul lor. Poate de multe ori nu au curajul să își afirme acest lucru pentru că știm și se vede că există totuși oarecare prigoană la nivelul acesta dacă te prezinți ca fiind creștin, se fac glume proaste, se fac acuzați și așa mai departe și atunci ei rămân tăcuți, dar există totuși un grup mare de studenți care sunt apropiați de noi, care am colaborat foarte frumos și în continuare cu care ținem legătura. Acest grup de care spui, cum este constituit? Ca într-un cerc de prieteni, tu cum l-ai simțit în acești ultimi 6 ani când ai fost președinte la Scoria Iași? Ca un grup de prieteni, ca o familie sau pur și simplu ca o organizație așa bine structurată? Ce este drept, eu chiar de la început le-am spus colegilor din organizație și voluntarilor, am fost poate puțin mai militaros, le-am spus că eu nu am venit aici ca să-mi fac prieteni pentru că am deja prieteni dinainte, am venit să facem treabă împreună. Prietenia va fi ceva care va veni de la sine. Parcă Antoine de Saint-Exupéry spunea, dacă nu mă înșel în Citadela, că dacă vrei ca doi oameni să fie prieteni, pune să construiască un turn. Nu turnul în sine va fi important, ci procesul, vor lucra împreună și atunci se vor împrieteni. Prietenia nu poate fi făcută cu forța, stăm la un ceai și ne împrietenim, haideți să facem ceva, haideți să facem o casă, să facem o conferință, un concert, o tabără, o excursie, să organizăm împreună. Pe de o parte, cunoști cel mai bine oamenii când lucrezi cu ei, pe de altă parte, atunci de fapt se leagă prieteniile, cum am spus, nu în mod obligatoriu. Eu nu am ținut să ne simțim într-o familie, să ne simțim toți prieteni, la urmă este și o relație de colaborare, poate să fie gândită ca o relație profesională, trebuie să facem ceva pentru ceilalți. Și atunci, chiar dacă nu ne place de o persoană, atât timp cât este în echipa noastră, este în conducere, trebuie să ne călcăm pe orgoliu, pe anumite, nu știu, inconcordanțe și să lucrăm și cu aceste persoane. Și s-au legat aceste prietenii? Da, s-au legat și trebuie să mărturisesc. Nu toată lumea este prietenul cu toată lumea, din vari motive, pentru că suntem diferiți și unii au anumite concepte despre viață, alții alte concepte, alții sunt mai harnici, mai rapizi, alții sunt mult mai lenți și atunci apar conflicte, bineînțeles, alții întârzi, alții vin mai devreme și bineînțeles că apare conflictul. Dar, cum am zis, ei trebuie să vadă că nu suntem aici ca să ne admirăm unii pe alții, suntem ca să facem ceva împreună și acesta este un mare exercițiu, că și în viața de zi cu zi, în viață nu o să ne placă de toți din jur, dar trebuie să ne învățăm să lucrăm, cel puțin dacă nu-i iubim, măcar să nu-i urâm, măcar să putem fi alături de ei în proiectele mari, comune. Probabil cel mai important eveniment pe care l-ați organizat de-a lungul anilor, să-mi spui dacă într-adevăr așa este, a fost întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea, întâlnirea care a avut loc la Iași. Cum a fost atunci? Da, în anul 2017, Arhiepiscopia Iașilor, alături de Ascor Iași și Ator Iași, au fost organizatori ai acestui eveniment. De asemenea, eram președinte în acea perioadă. În perioada 1-4 septembrie a fost evenimentul care a adunat la Iași 6250 de tineri din toată lumea, efectiv de pe toate continentele. A fost evenimentul în sine ceva extraordinar, ceva neîntâlnit pe plan local, fapt pentru care a și primit la Gala Valorilor premiul de excelență pentru cel mai bun eveniment al anului, de partea primăriei municipiului și multe alte premii, dar pe de altă parte pregătirea până la eveniment a fost extraordinară. Cu un an de zile înainte am început formarea voluntarilor, a fost echipe de organizare ale echipei de lucru cu mulți preoți implicați care la rândul lor avea fiecare câte o responsabilitate, astfel încât numai aceste ședințe, să spunem separate de eveniment, au o valoare inestimabilă, o valoare și niște învățăminte pe care poți să le extragi
Doar făcându-le, doar practic. Adică poți să citești multe cărți, dar dacă nu ești la să vezi cum este dinamica unei ședințe și anumite responsabilități îndeplinite sau nu, cu greu poți să înțelegi acest proces. Îți mai aduci aminte câți voluntari au fost? La ITO au fost 600 de voluntari. 600 pe care i-ați coordonat voi dintr-un, mă gândesc că nu i-ai coordonat singur, dintr-un centru de cât? A fost colega noastră, Roxana Cheba, care atunci era în conducerea SCOR și care a gestionat toți voluntare. Gabriela Pipiric, de asemenea, care ne-a ajutat foarte mult la scrierea proiectelor și care a gestionat alături de ceilalți, de Părintele Arhimandrit Nicodim Petre și ceilalți din echipă, tot evenimentul. Astfel încât eram o echipă mică, dar voluntarii nu erau adunați de pe stradă. Erau voluntari care am lucrat cu ei ani de zile, voluntari formați, voluntari care aveau responsabilități. Astfel încât când am zis să facem un proiect nou, ne-am întâlnit cu ei în sala Iustin Moisescu, cu 500-600 de oameni. Ei știau exact cum trebuie să arate un proces, astfel încât să duci la îndeplinire un eveniment. Nu toți știau lucrul ăsta. De asta au fost și formări foarte multe, timp de un an de zile, pentru un proiect câștigat la primărie. Dar totuși am simțit că nu lucrăm cu oameni începători, lucrăm cu oameni deja foarte buni, chiar dacă sunt studenți în anul 1, 2 sau 3. Au fost foarte, foarte bine pregătiți și astfel încât a fost ușor în mare parte să lucrăm cu ei. Dar a fost mult de muncă, nu a fost 600 ceva. De oameni care au gestionat o întâlnire de 6.250, au mai fost 1.000 care au venit doar într-o zi din Arhiepiscopia Iași. În total 7.000 de oameni. 4 zile. Da. Care sunt cele mai grele momente de la SCOR Iași? Mie vin acum în minte, știu, evenimentele pe care le organizați, spre exemplu, la penitenciar, dau un exemplu. Dar nu știu, spune-mi tu dacă ce greutăți întâmpinați. La penitenciar, SCOR face activitate de peste 21 de ani, zilnică. Acum, în perioada pandemiei, s-a întrerupt. Este o activitate grozavă din punctul meu de vedere. Am fost și eu, am zis că se merg ca voluntar, Doamne ferește, nu din alte cauze. Și am fost să văd cum este dinamica. Tocmai cum ați spus, este ceva interesant să mergi la penitenciar zilnic, să faci voluntariat. Și am văzut că este o activitate foarte interesantă, dar nici pe departe cea mai grea. Chiar este plăcut la un moment dat să poți discuta, să poți avea discuții tematice cu anumite persoane care au greșit într-un anumit punct și își spășesc pedeapsa fără să fie acuzați de către noi, fără să fie judecați și, bineînțeles, respectând toate regulile stricte impuse de penitenciar. Cred că cele mai grele momente, de fapt, sunt cele în care oamenii fie pe de-o parte încearcă să renunțe, fie pe de altă parte urmăresc anumite poate interese personale. Acestea sunt cele mai grele momente pentru că ei nu spun aceste lucruri, dar totuși dau peste cap lucrurile care se desfășoară. Să spunem, o persoană care se gândește să se retragă, mai ales dacă face parte din conducere, atunci, dintr-o dată, argumentele respective persoane sunt în favoarea aceste argumentări să nu facem evenimente, de ce să ne ocupăm atât timp, avem și facultate. Nu spune că vreau eu să nu mai mă implic, cumva include toată asociația. Și atunci, calitatea de președinte sau de cei care coordonează, calitatea de coordonator al unui departament, este foarte greu de gestionat. Nici nu poți exclude persoana dintr-o dată, dar totuși îți dai seama că ea sabotează întreaga mișcare a asociației, nu doar pe plan personal, până la urmă este o chestiune personală, se poate retrage oricine, oricând dorește, nu e nimeni angajat, nu e nimeni salariat, contractul oricând poate fi încheiat, dar totuși acestea sunt cele mai grele momente. Când cineva, având alte motive în spate, încearcă să saboteze mișcarea întregii asociației. Și pe de o parte este foarte fină acest lucru, e foarte greu de dat seama ce este în spate. Pe de altă parte, oamenii trebuie să nu fie jicniți, trebuie să nu fie dați afară cu forța, pur și simplu trebuie discutat cu ei. Sunt care au probleme personale în familie foarte mari, sunt studenți care sunt săraci și nu spun acest lucru, n-au bani cu ce să se întrețină în Iași. Sunt și burse foarte mari care se oferă, mai ales din partea asociației NEPSIS, prin Gabriela Pipirig. Sunt burse foarte mari care se acordă un număr mare de studenți, aproape 170 studenți și tineri, tocmai din considerentele acestea, că ei se și implică pe lângă faptul că învață bine la facultate. Aceasta este o altă componentă și Părintele Mitropolit ne-a spus-o foarte ferm și noi le spunem voluntarilor, suntem în Iași în primul rând pentru că suntem la facultate, nu că suntem la SCOR. SCOR este pe al doilea plan sau poate al treilea dacă altcineva are și altceva mai important. Dar nu, niciodată nu primează activitatea de la SCOR, activității de la facultate. Astfel încât în sesiune nu se organizează nicio activitate, poate o plimbare sau o ieșire de relaxare, dar toți voluntarii sunt liberi tocmai pentru a face performanță și la facultate. Nu ne dorim să fim ultimii la facultate și primii la SCOR, dacă se poate primii la ambele. Aceasta este filosofia noastră în ceea ce ține de facultate. Astfel încât mulți dintre studenții din conducere
Am avut un coleg vicepreședinte care era și la facultate de teologie, a terminat facultate de economie, șef de promoție, în același timp era și asistent universitar la economie și era și vicepreședinte, s-a și însurat și a arătat că se pot face toate foarte bine, adică șef de promoție la economie, asistent universitar și celălalt, și vicepreședinte. Nu o funcție mică, o funcție care implică să fii permanent la zi cu toate și să coordonezi evenimente. Ți-ai imaginat vreodată cum ar fi dacă n-ai fi fost membru ASCOR? Da, mi-am imaginat acum recent când a trebuit să scriu mărturia pentru cartea ASCOR-ia și 30, cum ar fi arătat studenția să nu fi fost implicată în ASCOR. Probabil că foarte, foarte, foarte mod negativ, să zicem, față de cum a fost de fapt. Adică, la facultate, cum am zis, este timp ca un student să-și îndeplinească toate îndatoririle, dar rămâne și foarte mult timp liber. Poate jumătate este timp liber în care el poate face ce dorește. Am stat în cămin toți acești ani când am fost la facultate, la master, acum la doctorat și am văzut că se pierde foarte mult timp pe calculator. Odată am avut o discuție cu un coleg care se uita la un film cu niște tineri care mergeau pe munte. Se făcea că eu a doua zi trebuia să merg pe munte cu un grup de 50 de studenți. Iar aveam pur și simplu o excursie, o drumeție. Și am spus, de ce te uiți la film când poți veni cu noi? Adică te uiți la ceva ce nici măcar nu s-a întâmplat în realitate, e un film, e o regie. Și noi mergem mâine pe munte, 50 de oameni, o chestiune foarte interesantă. Mergem și la mănăstiri, nu mai avea curaj. Adică la un moment dat, dacă studentul nu începe din anul 1-2 de facultate să se implice și trăiește mai mult într-o lume din aceasta filmelor în care poate totul se termină pozitiv la final, nu mai are curajul să-și asume organizarea unor evenimente, comunicarea cu alți studenți și până la urmă chiar să facă anumite greșeli. ASCOR este și un laborator în care înveți să greșești când miza nu este mare. Poți să greșești și tocmai că cineva va veni și te va învăța. Dacă se întâmplă să fie o greșeală, atunci se echilibrează. Tu ai scăzut aici, dar sunt alți piloni, mulți, care țin clădirea să nu cadă. Nu este totul pe umerii unei singure persoane. Și este un farmec grozav să faci parte într-o echipă, să lucrezi în echipă, să înveți să lucrezi în echipă. Apropo de cartea de care ai spus, eu am aruncat un ochi pe draftul pe care voi îl aveți și îl pregătiți și am extras aici mai multe fragmente. Sper să avem timp să menționăm măcar o parte dintre ele foarte interesante. Primul dintre ele, n-am să dau numele pentru că ar fi cumva nedrept să alegem doar pe cineva așa aleatoriu, că toate sunt interesante. Și citesc acum de aici, aș alege spre detaliere momentul când am fost la prima mea conferință ASCOR, când m-am așezat în banca din T17. T17, din câte știu, este o sală de clasă, nu la facultate de teologie. Da, da, cea mai mare sală de la facultate. Fiind convinsă în mândria mea de intelectual, cu mintea doldora de cunoștințe, că nimic interesant nu aș fi putut afla de la un preot pirpiriu și cu barba ușor încărunțită. Dar treptat, inima mi s-a scăldat în emoție și căldură și am simțit că acolo este vorba despre altceva decât știusem până atunci că aș vrea să mai fiu și altă dată trăitoare unei asemenea bucurii. Am hotărât să rămân până la sfârșitul conferinței și, mai mult, la gazdele acelei conferințe ascorenii. Îți mai aduci aminte de prima zi când ai fost la ASCOR? Da, eu am început activitatea la ASCOR Suceava, pentru că sunt din Suceava, și știu că a fost o primă tabără de muncă la Mănăstirea Petru Vodă, când părintele Iustin era în viață și ne-a primit, ne-a vorbit și atunci am avut primul contact cu ASCOR Suceava. Asta întâmplându-se în anul 3 de seminar, în anul 3-4, apoi în anul 1 de facultate am venit voluntar la ASCOR Iași și apoi în anul 2 am fost ales președinte. Și a fost un lucru interesant pentru că alegerea mea în calitate de președinte nu se alegeau președinți dintre voluntari simple. Erau coordonatori, erau vicepreședinți, erau mulți alții care puteau să intre pe funcție. Totuși, persoana care m-a recomandat, un coleg, m-a văzut că eram implicat la activitățile cele mai dificile. Adică când era ceva de mutat scaune, eram primul. Când era de făcut, nu știu, de pregătit o sală pentru o conferință, la fel mă implicam. Mi-a plăcut cumva să fiu în partea aceasta din spate. De multe ori știu că domnul Virgiliu Gheorghe a avut o conferință chiar pe la început, când am venit și eu în Iași în anul întâi, și m-a rugat unul dintre organizatori, dintre voluntari ASCOR, să ajut eu la standul cu cărți. Astfel încât a stat toată conferința la standul cărțile domnului Virgiliu Gheorghe și nu am auzit deloc dintre conferință. Au fost peste 500 de persoane în aula magna Universității Cuza, toți erau entuziasmați, eu nu aveam niciun regret. Eram parte din organizare, am fost acolo. Când am ajuns la cămin, era domnul Virgiliu Gheorghe cu
cu vicepreședintele și îi spune vicepreședintele domnului Virgil, uitați, Emanuel Vuta a stat la stand de cărți, nu a prins conferința, dar a stat la stand. Și atunci s-a ridicat, a venit la mine și mi-a spus, să știi că așa am făcut și eu. Niciodată n-am putut fi atent la nicio conferință pentru că eram organizator, dar să știi că Dumnezeu nu rămâne dator. Dumnezeu va compensa încât vei înțelege niște lucruri mai mult decât dacă ai fost în sală la conferință, pentru că a văzut că tu te-ai jertfit tocmai pentru ca acest lucru să iasă bine. Și atunci cumva m-a încurajat foarte mult și acest lucru mi-a rămas de la, cred că părintele Arsenie Papaciuc a spus-o, că atunci domnul Virgiliu l-a citat, că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator și să faci cât poți de mult pentru că Dumnezeu va avea grijă de cele de pe planul personal. Și de asemenea a spus domnul Virgiliu un alt lucru care m-a uimit atunci, că apogeul vieții sale a fost la SCOR. Așa cum mulți dintre ei au mărturisit că atunci au făcut cea mai multă misiune, a fost cel mai frumos, cel mai mare entuziasm, când au fost și studenți și implicați și la facultate și au făcut foarte multe, foarte multe activități. Bineînțeles, viața după continuă cu alte motive de bucurie, dar acum este și o lipsă de grijă, adică nu sunt atât de multe responsabilități, stăm la cămin, mulți dintre noi nu lucrăm, la facultate este ceva frumos să înveți, să te întâlnești cu sute de tineri, să lucrezi în echipă. Este ca o lume nouă care se poate deschide unui student care acceptă să se implice în ASCOR sau, bineînțeles, în oricare altă organizație care îi place și care face lucruri, să spunem, serioase pentru alții. Poate ți este greu să faci o alegere, însă poți să ne spui care a fost cea mai mare bucurie în ASCOR? Cea mai mare bucurie a fost... Pentru tine, personal. Da. Au fost oameni, mai ales cei din conducere, sau au fost... A fost să întâlnesc persoane la evenimente, la activități, că mai mergeam din când în când, pur și simplu, activitățile organizate de ceilalți coordonatori. Nu puteam să merg la toate, dar mergeam pur și simplu să văd cum se prezintă voluntare și având discuții personale cu unii dintre ei, i-am rugat să vină în conducere, au candidat, au fost aleși și asta a fost o foarte mare bucurie, să văd că totuși viața lor s-a schimbat puțin pe un făgaș și în zona aceasta a bisericii, deși putea să meargă în orice alt domeniu, totuși au rămas aproape, excelent, bineînțeles, și în domeniul lor. Asta a fost bucuria cea mai mare, să văd oamenii care se schimbă în bine, renunță puțin la egoismul propriu pe care toți îl avem și eu și alți colegi, la interesul propriu, haide să fac pentru mine, să-mi fie mie bine în viață, să am eu note mari, să fiu eu primul, să le rezolve pe toate. Renunți puțin la asta tocmai pentru binele comun. Hai să facem ceva pentru cei din jur și dacă se poate împreună să mergem spre Dumnezeu. Citesc încă o mărturie. Ce am învățat, ce am câștigat de la ASCOR? Multe, puține, țara străbătută în lung și în lat, vreo 11 țări străine vizitate, șansa de a întâlni oameni, o soție, nașii de cununie, 4 perechi de fini de cununie, 2 fini de botez, un buchet bogat de prieteni și de amintiri. Ce dăruiești și ce primești de la ASCOR? Că mă gândesc că e un... Poate fi analizat și din acest punct de vedere. E un schimb. Da, așa este, un schimb. Am observat că cei care au fost cei mai... persoane care au câștigat cel mai mult de la ASCOR, să zicem, pe plan personal, au fost cele care nu și-au propus acest lucru. Cei care au venit total dezinteresați, vin să mă implic pentru alții. Și atunci au primit efectiv ceea ce nu se așteptau. De asemenea, este un lucru firesc pentru că, cum au spus unii în mărturii, că de aici au întâlnit soția și au fiini mulți, au prieteni, este un lucru firesc pentru că să lucrezi împreună cu alte persoane și să vezi că te înțelegi cu el este firesc apoi și în viață să dorești să continui. Astfel încât orice persoană de pe această planetă care s-a căsătorit a întâlnit undeva persoana respectivă, poate nu a mers special la bibliotecă sau la o facultate ca să întâlnească o persoană, a mers pentru un scop și totuși a văzut că o persoană rezonează foarte bine cu ceea ce rezonează și el, rezonează cu aceleași valori și astfel încât au decis după să meargă în viață împreună. Și mulți dintre ei au rămas și prieteni și poate s-au înrudit, tocmai pentru că apoi această stare de fericire pe care au trăit-o implicându-se în activitățile ASCOR, în organizarea lor, să fie prelungită și după, când, așa cum ne-au mărturisit, viața nu de multe ori pregătește și anumite probleme, neputințe, necazuri, conflicte, astfel încât amintirile din timpul studenției pot reprezenta un moment așa de fericire și de repaus de la tot acest stres al vieții cotidiene. La modul concret, cum poate cineva să se înscrie în ASCOR Iași? Avem un site, ascoriași.ro, pagina de Facebook, de asemenea ASCOR Iași. Avem o perioadă de recrutare, mai ales la începutul anului universitar.
care prezentăm exact etapele care sunt. Am deschis un formular online acum, anul acesta și anii trecuți, bineînțeles. Anii trecuți erau și standuri la universitate, acum fiind pandemia nu s-a mai putut. Astfel că cineva completează formularul, apoi este contactat de către noi, avem o întâlnire generală, apoi întâlniri pe departamente. Ieri, spre exemplu, am avut o întâlnire pe un departament, credință, cultură, unde au participat aproximativ 50 de studenți. Acesta este un departament, sunt încă 4 departamente mari și 2 mici. La rândul lor au ședințe separate. În cadrul ședințelor se fac echipe și mai mici, care la rândul lor coordonează atelierul biblic, atelierul de dezbatere, atelierul de muzică, atelierul de limbi străine, atelierul de teatru și așa mai departe. Se ramifică până când există o echipă mai, să spunem, micuță de 15-20 de oameni care organizează împreună ceva, astfel încât fiecare voluntar nu doar să participe la o ședință cu 200 de oameni și să se uite, ci să fie implicat în mod direct într-o activitate. Punctual. Și regulat avem întâlnirile mari în care spunem ce am făcut, feedback și așa mai departe. Am ajuns cu discuția exact la o chestiune organizatorică, administrativă. M-am uitat pe site-ul vostru și am văzut că ASCOR-ul e împărțit în 5 departamente. Asistență socială, credință, cultură, relații externe, Semper, Fidelis și sport, turism. Care ți este cel mai drag din, dacă se poate alege o astfel de activitate? Sau haideți să nu o luăm la modul personal. Unde le e cel mai drag studenților? Diferă. Acum putem să ne uităm la numărul de voluntari în funcție de acest criteriu. Ele sunt gândite tocmai pentru a fi complementare. Spre exemplu, la asistență socială, departamentul are 4 subdepartamente. Cel care include activitatea la cele două centre de bătrâni din Iași, la centre de plasament, de asemenea activitatea la penitenciar și acum de un an jumătate, sub departamentul filantrop, prin care construim în special case sau mergem la copii săraci și așa mai departe. Credință, cultură, de asemenea, sunt 60 de voluntari. În schimb, la Semper Fidelis, acest departament include relația cu cei care au fost înaintea noastră, cum ar fi cartea, ASCOR. Acolo nu trebuie să fie un număr mare de voluntari, sunt suficienți câțiva care înțeleg puțin ce înseamnă și ASCOR de dinainte. Nu au venit acum de o zi și sunt coordonatorii acestui departament, știu ce înseamnă. La relații externe, ei țin legătura cu celelalte filiale ASCOR din țară, cu invitații, astfel încât de fiecare dată la sărbători trimitem scrisori la mănăstiri, la care suntem primiți și cu care colaborăm foarte bine, în mod special Mănăstirea Purna, spre exemplu, pe plan așa în afara Iașului, pe plan local la Mănăstirea Bucium, unde este starea și părintele nostru îndrumător, părintele Nicodem, și astfel încât se complementează. Apoi este departamentul, subdepartamentul media și subdepartamentul proiecte. La fel, acolo sunt mai puțini oameni care se pricep pe acea latură. Dar departamentele mari sunt acestea, credință, cultură, sport, turism și asistență socială. Ele sunt cele mai mari. Se pricep și cred că au și o anumită pasiune pentru acel domeniu. Au o anumită chemare, să zicem. Așa este și după cum în cartea cu mărturii, cum vom vedea, multe persoane, acest lucru se întâmplă și acum, nu știau că au anumit talent sau că sunt buni pe o anumită latură până nu au exersat aceste lucruri. Poate fiecare dintre noi suntem buni pe un domeniu, dar dacă niciodată nu avem de-a face cu acel lucru sau măcar puțin să intrăm în contact, poate întreaga viață vom lucra undeva unde am fost, dar nu am făcut performanță. Și acest lucru se vede, cum a spus, din mărturii, că sunt persoane care au fost pe relații externe, care au ajuns ambasadori, care au fost pe credință, cultură, au ajuns preoți, au ajuns îndrumători sau organizatori de activități culturale și așa mai departe. O, Doamne, că apropo că ai spus acest lucru, uitându-mă pe acele mărturii, am aflat niște lucruri interesante, zic eu. La fel, nu o să dau nume, dar o să parcurg cumva traseul. Vicepreședinte ASCOR, în prezent, Software Quality Assurance Engineer la Smith Nephew Robotics în Pittsburgh, Statele Unite. Altcineva. Coordonator al Departamentului de Relații Externe în perioada 1990-1994. În prezent, diplomat de carieră în Ministerul de Externe al României. Un alt exemplu. Coordonator al Departamentului Credință, Cultură și Bibliotecar în perioada 1992-1999. În prezent, coordonează proiecte sociale în cadrul Fundației Solidaritate și Speranță. Și multe, multe alte exemple de acest fel, coordonator al departamentului Semper Fidelis, de care spuneai, în perioada 2005-2007, în prezent lucrează la Facultatea de Informatică din Iași.
Și mai avem exemple de persoane care astăzi sunt fie profesori, preoți, manageri de proiect, inginer programator, registrator medical, cadru didactic, avem cineva la universitar, la FEA. Cum a contribuit Ascor Iași în parcursul acestor oameni? Cu ce i-a ajutat? Cred că la Ascor este acel moment când, în pilda talanților, stăpânul le oferă slujitorilor anumiți talanți. Unuia doi, altuia cinci, altuia un talent. Și nu le spune, mergi acolo, fă asta, la ora X te întâlnești cu nu știu cine, vezi că așa trebuie să procedezi, lasă liber. Ți-am dat talanții ăștia, descurcă-te. Astfel încât aici intervine partea interesantă și în care studentul simte că are nevoie și de ajutorul Dumnezeu, când este pus în anumite situații și el se descoperă pe sine, își descoperă talanții. Iar apoi, cum am zis, ei văzând că sunt foarte buni pe anumite latură sau că fac lucrul acela firesc, nu trebuie să facă cursuri, training-uri, în mod firesc, sunt care vorbesc bine în public și nu știau lucrul ăsta, au fost puși prima dată la Ascor, sau care sunt foarte buni pe asistență socială și apoi au mers în domeniul acesta. Astfel încât se creează un cadru în care cei care au primit talentul trebuie să meargă în piață, să spunem, și trebuie să facă astfel încât să dobândească dublu, adică să mulțească acei talanți, pentru că la un moment dat va da răspundere. Eu cred că aici Dumnezeu, de fapt, invită pe studenți și la Ascor, pe lângă celelalte asociații, bineînțeles, cum este Atoria sau Departamentul Provita sau multe alte organizații, Dumnezeu le oferă o invitație. Mergi acolo, ți-am dat talanți, acolo ai putea cel puțin să ți descoperi dacă nu deja să începi să ți lucrezi. De asta refuzul implicării într-o astfel de organizație când vine și din interior poate fi unul foarte negativ pentru o persoană, pentru este student. Este Ascorul o școală a vieții? De ce te întreb? Că mai citisem o mărturie foarte scurtă. Zice că de multe ori mă gândeam la faptul că deși după ce am finalizat facultatea de construcții civile, am absolvit și facultatea de teologie pastorală, totuși școala sau facultatea, cu ghilimelele de rigoare, care m-a făcut om, a fost Ascorul. Da, poate fi și o școală de formare, tocmai pentru viață. Nu sunt concepte teoretice, deși și ele sunt foarte bune, pentru că facem și conferințe, training-uri, ateliere, seminare de formare cu profesori universitari și așa mai departe, dar totuși este o școală vieții. A comunica bine cu cei din jur presupune să și citești tratate sau cursuri, dar presupune chiar să comunici cu cei din jur, astfel încât în cadrul asociației ești nevoit să lucrezi în echipe, cum am zis, să comunici, să vezi cum apar probleme de comunicare, cât de mici, cât de mult se dă peste cap poate un eveniment, astfel încât din acest punct de vedere poate fi o adevărată școală pentru viață mai mult decât, nu știu, pentru, să spunem, a absolvi un examen. De fapt, este examenul vieții și mai mult decât atât. Asta este componenta cheie a asociației, că nu vizează doar viața aceasta trecătoare. Adică noi nu formăm oameni ca să fie diplomați sau foarte buni într-un oricare domeniu, pentru că nu ne propunem lucrul ăsta. Totuși, avem pretenția ca ei din când în când să participe la slujbe, să fac slujbe în foarte multe zile, dimineața, de la 6:30, să participe la slujbe, să vină la conferințe pe teme religioase, să vină la mănăstiri cu noi, să participe de asemenea la privegheri, astfel încât să poată intra în contact cu Dumnezeu. Adică scopul nu vizează doar lumea asta, vizează lumea viitoare. Și acesta este un punct foarte al asociației. Nu se oprește doar la viața aceasta, care poate fi foarte scurtă pe de altfel, dar vizează viața viitoare. Adică, la urmă, când va veni momentul în care stăpânul îi va întreba ce ai făcut cu talanții pe care ți-am dat, depinzând veșnicia de acest lucru, el să poată spune, da, am acceptat invitația, am mers în acea piață care poate fi denumită și Ascor sau altfel și iată că am început să-i lucrez. Cel puțin m-am străduit, nu am îngropat talentul. Am auzit tineri spunând că se plictisesc. Eu nu știu, mărturisesc că nu știu ce înseamnă să te plictisești, nu mi-aduc aminte să mă fi plictisit vreodată. Este vreo șansă la Ascor Iași să te plictisești? Da, există. Poate am și întâlnit personal câteva persoane, până le-am întâlnit și le-am spus exact cam ce ar avea de făcut, adică, uite, îți propun 15 proiecte la care te poți implica sau în care te poți implica. Există riscul pentru că de multe ori s-a văzut și în perioada de pandemie. Foarte puțin contează ce se întâmplă în jur, pentru că multe persoane spuneau și eu spuneam lucrul acesta. Nu citesc pentru că n-am timp, vedeți, sunt toată ziua la evenimente, sunt toată ziua la activități. A venit o perioadă de aproape 7-8 luni în care nu s-a făcut absolut nimic pe planul acesta fizic, am avut timp liber, nici atunci, nici așa nu am citit. Adică și mi-am dat seama că problema este la mine. Și persoane care se plictisesc de multe ori trebuie să vadă ce problemă există în interiorul lor,
De ce se plictisesc? Pentru că motivul nu ar fi. De asemenea, la asociație, un lucru foarte important este că mulți își găsesc duhovnici aici, duhovnici care vorbesc cu tineri, care pot să-i ajute, pentru că este și o componentă duhovnicească, această plictiseală, acest demon al achediei sau demonul după amiezii, cum se mai numește el în filocalie sau în pateric, cel care îl face pe om să se moleșească, să nu aibă dispoziție pentru absolut nimic, oricât de atractiv ar fi. Și de aici, urmând, vine, să spunem, dispoziția și cheful pentru păcate. Nu este pentru activități dispoziție, dar va fi pentru păcate și pentru alte multe lucruri rele. Astfel încât, da, există riscul ca cineva să se plictisească, dar dacă este sincer și onest și rezolvă anumite probleme personale, își va da seama că nu ajunge timpul să facem câte se pot face, cât bine se poate face în lume. Următoarea întrebare am împrumutat-o de la Părintele Constantin Necula, se întreba retoric, oarecum, ce se întâmplă cu un ascorist când nu mai este ascorist, când îi se gata studenția, cum spune el? Acum, fiecare dintre noi am simțit, sau cei care sunt în prezent vor simți acest lucru, în momentul în care se încheie implicarea în asociație, mai ales cei care sunt în conducere. Pentru că este un context foarte frumos, este ca o lume pe care trebuie să o părăsești, dar nu în sensul acesta nostalgic, că toată viața vom sta și ne vom gândi ce frumos a fost la scor. A fost o etapă, a fost o treaptă pe scara vieții, pe scara societății, să zicem. O treaptă pe care am urcat-o și deja pornim la alt nivel după. Când terminăm, de exemplu, implicarea în ascor și în facultate în paralel, pentru că așa se întâmplă, să spunem noi deja am urcat o treaptă pe care ar fi trebuit să urcăm dacă nu ne implicam. Adică să o luăm de la zero cu multe alte lucruri și pe planul duhovnicesc, mai ales cu multe alte lucruri să fi luat-o de la început, dar dacă ne-am implicat, iată că acest pas l-am făcut și mergem la etapa următoare. Adică ele se clădesc una pe cealaltă. Este ca o bază, urmează baza singură, nu ajută cu nimic o familie dacă ar vrea să stea pe o bază. Trebuie să fie și pereți, trebuie să fie și geamurile, dar și fără baza solidă, ca să se poate dărâma oricând. Acum, în perioada de pandemie, cum v-ați adaptat la situația actuală? Am încercat să fim alături de Arhiepiscopia Iașilor, de Departamentul pentru Tineret, sectorul de misiune, astfel încât am fost la anumite persoane pentru a le oferi alimente. Am primit legitimațiile, a fost o colaborare între Mitropolie și Primăria Municipiului Iași, astfel încât nu am făcut acest lucru de capul nostru, am avut legitimații oficiale din partea primăriei, am fost instruiți. De asemenea, am dus produse de igienă, produse sanitare la spitale, la Spitalul de Boli Infecțioase, unde este sediul pentru cei care suferă de coronavirus. Am fost personal în acest demers. De asemenea, au fost foarte multe întâlniri online, foarte multe conferințe cu tineri, în care tinerii conferențiau, astfel încât i-am pus în valoare, au putut să se pregătească. De asemenea, sunt conferințele doxologia, aproape în fiecare seară au fost foarte utile și alte lucruri organizatorice. Noi cumva ne pregătim acum pentru perioada în care vom putea face activitățile și în offline. Pentru că formarea se poate face de asemenea foarte bine și online, nu e musai să fim în cerc, putem fi pe Zoom, informații se transmite și poate fi pus în practică, așa după cum sunt și vremurile de acum. Este o mare provocare, dar cred că totuși, tocmai în timpurile grele, apar oameni valoroși și oameni care se pot adapta. Atunci intervine o capacitate a omului, mai ales a celui care are și ceva de la Dumnezeu, să zicem, o capacitate de a se adapta foarte ușor și de a scoate din ceva rău ceva foarte bun. De fapt, toți au crezut că răstignirea Mântuitorului a fost un eșec și apostolii au fugit mare parte dintre ei, dar apoi a urmat învierea. Adică dintr-un lucru foarte negativ, o moarte pentru tâlhare, a ieșit mântuirea întregii lumi. Și așa ați reușit și ați construit a treia casă, din câte am aflat de la Andrei Mocanu, cel care coordonează Departamentul de Asistență Socială. Tot în perioada de pandemie, chiar în stare de urgență, ați organizat primul concert online din România. Apoi, imediat după starea de urgență, ați organizat primul concert cu public în aer liber. Sunteți tineri. Cum vă promovați toate aceste activități? Noi am recunoscut acest lucru și eu personal îl conștientizez. Foarte mare sprijin avem pentru că suntem în colaborare foarte bună cu Arhiepiscopia Iașilor și atunci, fiind în colaborare cu
biserica văzută ca instituție și organizată foarte bine, atunci noi beneficiem de sprijinul Doxologia, Radio Trinitas, Trinitas TV, care au audiență națională, astfel încât noi la asociație să ne facem un departament media de la zero, să fim la un astfel de nivel, nu am putea. Și atunci vin cei din partea Episcopiei Iașilor și ne ajută la toate conferințele, la toate evenimentele și atunci se asigură o promovare foarte mare. Iar la nivelul caselor, chiar în perioada de pandemie, că ați menționat că le-am făcut acum, așa au fost, în perioada de pandemie am făcut două case, noi am avut un slogan, discutând și cu Andrei și colegii din organizare, am spus, noi nu facem case ca să le facem, că nu avem altă activitate, hai să facem ceva în timp de pandemie. Am avut două lucruri în vedere importante. Unu, sloganul, să construim cei care ar dori să îndeplinească această lege care a spus să stați în casă, ar dori să facă acest lucru dacă ar avea o casă, adică să ajutăm să aibă o casă, să poată îndeplini această regulă, pentru că stăm în casă, dar unii chiar nu au casă. Iar pe de altă parte, pentru că sunt copii, cum este la casa a treia, sunt 5 copii și noi, după ce le construim casa, avem în vedere sprijinul către acești copii să-și urmeze cursurile, facultatea, pentru că statistica de abandon școlar este foarte mare, astfel că noi le spunem de fiecare dată copiilor, vrem să vă vedem la facultate, în Iași sau în alt oraș și voluntari. Pentru că să știți că atunci când erați mici niște voluntari, v-au făcut o casă cu tot ce a trebuit de la zero, poate într-un sat care nu este foarte bine dezvoltat sau nu este luxul de pe lume în acel sat, tot niște voluntari au venit și v-au făcut o casă. Avem pretenția ca voi să ajungeți la facultate și să fiți voluntari la SCOR sau în orice altă asociație doriți. Acesta este mesajul nostru către aceste familii. Ce proiecte de viitor aveți? Personal, mi se încheie mandatul acum, de fapt al treilea mandat, astfel încât poate în baza unei experiențe aș avea multe idei, multe proiecte, dar totuși vreau să las ca acest proces să fie urmat în mod firesc de către cei care vor veni după mine, astfel încât ei, în cadrul echipei de organizare, să se poată gândi nu doar la nevoile pe care le are societatea, că se vorbește mult de voluntari care acoperă nevoile în societate, cât și mai ales la punctele forte. Există puncte forte în comunitatea locală, în cadrul bisericii, să fie puse în valoare, sau oameni foarte buni care pot fi puși în valoare. Astfel încât, după cum spuneam, personal am multe planuri, le voi zice celor care vor veni după mine, pentru că suntem în proces de alegeri, dar totuși voi lăsa acest lucru și nu voi da certitudine că vom face asta sau asta, tocmai pentru că știu ce înseamnă să fii în conducere și să ai puterea aceasta de a decide dacă faci ceva sau dacă nu faci și dacă faci, cum să faci și cu cine să te organizezi. De-a lungul anilor, care au fost partenerii principali ai SCOR Iași? Cine v-a ajutat? După cum am spus, în primul rând, Mitropolia Episcopiei Iașilor, apoi la nivelul Patriarhiei, pentru că aparținem de această structură mare a SCOR-ului. De asemenea, am avut colaborare foarte bună cu Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean, pentru că am aplicat la proiecte prin concurs pe care le-am câștigat. Au fost proiecte pe care nu le-am câștigat, poate mai multe nu le-am câștigat decât le-am câștigat. La cele care nu le-ați câștigat practic, ați câștigat experiență, nu ați învățat cum se face un proiect? Plus că la multe linii de finanțare vine și un feedback, vine un raport de ce nu ai câștigat și acel raport valorează enorm. Să știi ce ai greșit, cum gândește un evaluator. Am depus și la Erasmus de asemenea. Am avut, la nivel de parteneriat, pe plan local, foarte bine, cum am zis, de asemenea, Casa de Cultura Studenților, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, de care aparținem, toate celelalte universități, am făcut sfințirea în cămine, am fost la studenții care și-au dorit acest lucru în fiecare an, cu excepția acestui an. Adică au fost, de asemenea, cu presa, mai ales la concertele acestea caritabile pe care le-am avut, cu artiști care au venit gratuit, Maestru Nicolae Bodgros cu toată orchestra, Ion Palade, Ionuț Fulea și toți ceilalți au venit gratuit pentru un concert caritabil, pentru SCOR Iași. Evenimente organizate, scuză-mă, da, în scop umanitar. N-a fost nici de cum un eveniment doar pentru a-l face de dragul de a fi. Exact, în scop umanitar, astfel încât chiar acest termen de parteneri a fost foarte potrivit, pentru că am fost parteneri într-un demers comun, ceea ce, cum am zis și la începutul emisiunii, asta le propunem studenților. Renunțăm puțin la problemele personale, la grijile personale, care trebuie să recunoaștem, nu sunt foarte multe la această vârstă, tocmai pentru a vedea ce putem face împreună pentru ceva care este în exteriorul nostru, dar pe care am putea să-l îmbunătățim măcar într-o mică măsură, în perspectiva și vieții acestea, dar mai ales a veșniciei. Cum poate cineva să sprijine SCOR Iași? Nu știu, ne vede cineva și vrea să vă ajute în proiectele pe care le aveți. În primul rând, printr-o vorbă bună către tinerii care sunt în jur și mai ales o vorbă de încurajare să se implice în astfel de organizații.
De multe ori cei care nu se implică își găsesc fel de fel de justificări, că este asociația nu știu de care, că nu este nu știu ce fel de organizare, deși de multe ori s-a dovedit că este și organizare bună. O vorbă bună. Nu este nevoie atât de sprijin, să spunem, material, pentru că acesta este punctual. Facem o casă, cine dorește sprijin, poate să ne sprijine. Ne-au sprijin din Emiratele Arabe, din Anglia, din Statele Unite, adică se găsesc bănuți. Dar o vorbă bună despre asociație și despre ideea aceasta nobilă de a face voluntariat, cred că este cea mai mare contribuție. Spuneai că ți se încheie acum ultimul mandat ca președinte al Ascoriaș după 6 ani de zile. Cum vezi Ascoriaș peste 10 ani? Îl văd la fel de bine organizat, îl văd tot plin de tineri, plin de studenți, cine știe, poate mai digitalizat, pentru că acum și noi ne-am obișnuit cu întâlnirile acestea pe Zoom. Probabil că o să fie ședințe mai mult online, din considerente de timp sau nu știu, alte considerente care vor fi peste 10 ani. Sper totuși să asociația să-și păstreze această misiune de a nu pierde verticala, cum spune Maica Benedicta, academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, mergem pe orizontală, dar niciodată să nu pierdem verticala, planul cu Dumnezeu. În ce moment ale vieții intră verticala, intervine verticala, intră Dumnezeu în planul vieții noastre personale sau comunitare. Asta sper, asociația să nu pierdă legătura cu verticala, astfel încât să devină o asociație activistă care face activități, construiește sau face fel de fel de evenimente, dar nu este partea aceasta spirituală, legătura cu Dumnezeu. În fond, fără aceasta, de ce am face? De ce am face toate celelalte din jur? De asta creștinismul a dus civilizația în lume alături de cultura greacă și dreptul roman, tocmai pentru că a venit să dea o demnitate omului. Fiecare om este valoros și trebuie să-l ajutăm pe cel de lângă noi cât mai mult putem în perspectiva veșniciei. I-a dat o demnitate imensă. Fiecare om este după chipul lui Dumnezeu. Atunci când vedem un om, nu este ca și cum îl vedem pe Dumnezeu, chiar îl vedem pe Dumnezeu prin ochii acelui om. Emanuel Buta, mulțumim frumos pentru aceste cuvinte, la mulți ani încă o dată și mult succes în activitatea de zi. Vă mulțumim mult și mai ales pentru tot sprijinul pe care ne-l arătați și sperăm ca acești ani să fie în folosul tuturor. Cu mare drag!